Salut! Numele meu este Vlad și sunt aici din partea itassistant.org pentru a vă arăta cum puteți schimba adresa MAC a plăcii dumneavoastră de rețea pe Windows. MAC este acronimul de la Media Access Control și este un cod format din 8 octeți care reprezintă identificatorul plăcii noastre de rețea. De obicei, acesta este prezentat sub forma a 6 grupuri de către 2 cifre hexadecimale despărțite prin crateme. Acest cod este inscripționat într-o memorie read-only aflată pe placa noastră de rețea, dar putem manipula sistemul de operare astfel încât acesta să folosească o valoare introdusă de noi. De ce am vrea să ne schimbăm adresa MAC? Să presupunem următorul scenariu. Avem internet de la un provider care folosește adresele MAC pentru autentificarea userilor și deci pentru a le oferi efectiv acces la internet. În cazul în care avem o defecțiune hardware la placa noastră de rețea, o putem schimba fără probleme cu una nouă. Însă, o nouă placă de rețea va avea alt MAC, MAC ce va trebui comunicat providerului nostru pentru a ne oferi din nou acces la internet. Dacă nu dorim să ne mai complicăm cu acest lucru sau dacă providerul nostru nu răspunde la cererea noastră în timp util, putem să ne schimbăm singur adresa MAC. Alte motive, mai puțin ortodoxe, ar putea fi schimbarea MAC-ului pentru a avea acces la o rețea wireless ce folosește MAC filtering, drept metodă de protecție, sau ne putem schimba adresa MAC pentru a încerca un atac de tipul MAC spoofing. Mai multe despre acestea în tutorialele următoare. Acum să vedem cum ne putem vizualiza adresa MAC curentă. Deschidem o consolă în care tastăm ipconfig/all. Dăm în sus și la Ethernet adapter putem observa physical address, care reprezintă adresa noastră MAC, după cum am spus, 6 grupuri de câte 2 cifre hexa. Cifre hexa însemnând fie cifre normale de la 0 la 9, fie A, B, C, D, E, care reprezintă 11, 12, 13, 14, 15. Pentru schimbarea efectivă a MAC-ului nostru, mergem în Control Panel, Network and Internet, Network and Sharing Center, clic pe Change Adapter Settings, clic dreapta pe placa noastră de rețea, Properties, și apoi Configure. Mergem în tabul Advanced și în această listă căutăm Network Address. După cum vedem, acum este Not Present, ceea ce înseamnă că valoarea este citită direct din memoria ROM a plăcii de rețea. Putem seta noi o valoare, ținând cont de restricția impusă, 6 grupuri de câte 2 cifre hexa. Să spunem 00 20 1A 8B C1 11. Am tastat un cod MAC absolut întâmplare. Apăsăm OK. Așteptăm câteva secunde pentru ca placa să se restarteze și să încarce noua adresă MAC. Și acum, dacă tastăm din nou ipconfig/all, observăm adresa MAC pe care tocmai am setat-o. Sper că v-a plăcut acest tutorial. Mai multe tutoriale pe itassistant.org. O zi bună!